Cunoscutul romancier Nicolae Breban, cândva un simbol al tinereții victorioase, are 84 de ani. 84 de ani. Te gândești la un bătrân când vrei să-ți reprezinți această vârstă, dar când îl întâlnești pe Nicolae Breban, vezi nu un bătrân, ci un bărbat care refuză să îmbătrânească. Refuză cum? Nici vorba să-și vopsească părul sau să se fardeze ca alții. Refuzul lui constă într-o demnitate și forță, într-o încordare orgolioasă a întregii ființe, într-o disprețuire decisă a tot ceea ce înseamnă văicăreală. Este un bărbat adevărat, specie pe cale de dispariție azi. Nu-l auzi niciodată descriindu-și minuțios obsesiv bolile, așa cum îi auzi zilnic pe alții. Vorbește în continuare despre literatură. Are proiecte mari, pledează pentru asumarea de către tineri a unor asemenea proiecte. Nicolae Breban este considerat în mod curent un spirit anistoric pierdut în visurile lui de constructor al unui zid chinezesc al romanului. În consecință, nici cariera spectaculoasă în Partidul Comunist, nici gestul curajos de a protesta împotriva tezelor din iulie din 1971 ale lui Ceaușescu și de a se condamna astfel la marginalizare, nu rețin atenția exegeților săi decât ca accidente biografice. În realitate, scriitorul observă ce se întâmplă în jurul său și ia atitudine și cunoaște rolul în istorie, dar o face dintr-o perspectivă înaltă, fără legătură cu agitația politică zilnică a contemporanilor. Documentul cel mai impresionant al interesului său metafizic față de istorie îl constituie eseul Spiritul românesc în fața unei dictaturi, scris la Paris înainte de 1989 și reeditat după căderea comunismului de ideea europeană. Recitit azi, eseul impresionează prin clar viziune și prin patetismul sobru cu care este descrisă, explicată cititorilor din lumea occidentală, situația din România. În afară de ideile propriu-zise, merită examinate cu atenție pasajele în care Nicolae Breban face considerații asupra literaturii române din epocă. Eseistul care a trăit dintotdeauna pentru literatură tratează literatura ca pe esența spiritului românesc, ceea ce nu este chiar o exagerare, sau dacă este, este una productivă. Fiecare nou roman de Nicolae Breban înseamnă o nouă aventură a cititorului, nu în munți, nu în junglă, nu în largul mării, ci în universul existenței omenești. Ca și la Dostoievski, la scriitor român se remarcă imediat ceea ce s-ar putea numi exclusivitatea interesului pentru ființa umană. În scrierile sale nu există peisaj. În prim plan se află mereu un om sau un grup de oameni, dar și aceștia filmați pe rând și nu dizolvați într-o mulțime. Oamenii și relațiile dintre ei constituie, ne demonstrează Nicolae Breban, un spectacol mai captivant decât aurora boreală sau erupția unui vulcan. Capacitatea sa cu totul ieșită din comun de a vedea acest spectacol și de a-l face vizibil și pentru alții, se afirmă încă din primele sale cărți, Francisca, 1965, În absența stăpânilor, 1966, Animale bolnave, 1968, Buna vestire, 1977. Romanele ulterioare, din ce în ce mai ample și mai arborescente, Trilogia Amfitrion, din 1994, Tetralogia, Ziua și noaptea, publicată în intervalul 1998-2007, etc., dezvoltă într-un stil digresiv, epuizant pentru cititor, aceeași reprezentare a raporturilor interumane. Predomină raportul călău-victimă. Cel mai dens și complex roman al lui Nicolae Breban, Îngerul de Egipt, 1973, se leagă fără îndoială de experiența trăită de scriitor după căderea sa în disgrație, în 1971, când aflat la Paris, s-a pronunțat împotriva revoluției culturale inițiate de Nicolae Ceaușescu. Protagonistul romanului, Minda, este un intelectual eminent, medic internist, celebru și profesor universitar, aflat în plină ascensiune socială, ascensiune favorizată și de perspectiva căsătoriei sale cu Ludmila, o femeie din Protipendadă. În mod surprinzător, el dezertează din propria lui condiție, preferând-o pe Mia Fabian, o femeiușcă vulgară împreună cu care face experiența promiscuității. Nu se știe cine pe cine învinge. Aparent, Mia Fabian este aceea care îl atrage pe medic în mlaștina
unei existențe larvare. În realitate, însă, mintea domină situația, dovedind o forță morală ieșită din comun, tocmai prin curajul de a renunța la statutul său de burghez, de burghez al lumii comuniste și de a coborî în infern. Aproape tot ceea ce scrie Nicolae Breban este un alcool literar tare, cu care se pot delecta și căruia pot să-i reziste numai adevărații cunoscători de literatură, lipsiți de prejudecăți și de dorința de altfel compromisătoare de confort intelectual.